Alarma a fost dată de dimineață în jurul orei 7, când doi copii dintr-un bloc de locuințe din Rovinari au ajuns la spital cu semne de intoxicație cu monoxid de carbon. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au simțit că mirosul de gaz persistă, au spart garsoniera aflată la parterul blocului, sub apartamentul în care au fost găsiți cei doi minori. Aici au fost găsiți cei 6 copii alături de tatăl lor, decedați. Mămica, cea care a solicitat ambulanța, a bătut și la ușa vecinului de la parter, fiind îngrijorată, bineînțeles, și de soarta lui. Acesta nerăspunzând nici la bătăile repetate în ușile locuinței, nici la telefonul mobil, pe care se pare că l-avea închis. Serviciul de ambulanță a solicitat imediat poliția și pompierii. Este vorba despre un adult în vârstă de 29 de ani și 6 copii cu vârste cuprinse între 6 luni și 7 ani. În prezent se fac verificări pentru stabilirea cu exactitate a cauzei intoxicării acestora cu monoxid de carbon. Tatăl era cel care se îngrija de copii, soția acestuia fiind plecată la muncă în Italia. Din discuțiile avute cu băieții mei de la social, nu era într-adevăr în evidență, dar acum 2 ani de zile a fost în evidență la Târgu Jiu, la cei care se ocupă de la județ. Și între timp am aplicat în străinătate și o lege proastă în România, în care atunci când pleacă mama în străinătate, copiii nu mai beneficiază de alocația complementară. Și în felul ăsta nu mai era în evidența noastră. Alimentarea cu gaz în bloc a fost oprită, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei.